Probabil că puțin dintre dumneavoastră s-au întrebat vreodată ce legătură ar putea să existe între liderul comunist Ceaușescu, regele Dag Burebista și șahul Iranului Reza Pahlavi. E bine, o legătură există și încă una directă. Oricât ar fi de greu de crezut, Nicolae Ceaușescu l-a descoperit pe Burebista nu în cărțile românești de istorie, ci în urma unei vizite în Iran. Vă propun așadar în cele ce urmează să intrăm în tainele acestei povești adevărate. Una dintre cele mai mari ceremonii propagandistice din timpul regimului Ceaușescu a avut loc la începutul lunii august a anului 1980, pe fostul stadion 23 august din capitală. Printr-o uriașă mobilizare de forțe, regimul de la București aniversa nici mai mult, nici mai puțin decât 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent pe teritoriul României. Pe arena stadionului, în fața conducerii de partid și de stat, un actor ce juca rolul lui Burebista se îndreaptă la un moment dat către tribuna în care se afla Ceaușescu și îi predă acestuia o ștafetă simbolică. Mesajul era clar. Ceaușescu era continuatorul peste milenii al lui Burebista. În paralel, în București avea loc un congres mondial de istorie la care participau peste 3.000 de specialiști veniți din toată lumea, fără îndoială că mulți dintre ei au înțeles mesajul. În legătură cu acest uriaș eveniment al propagandei, dăinuie până astăzi mai multe întrebări. În primul rând, oare de ce a fost ales Burebista și de ce nu a fost folosit Decebal, care era mult mai cunoscut printre români? Răspunsul e simplu, nu numai că Burebista era un rege dac mai vechi decât Decebal, dar mai ales nu fusese învins pe câmpul de luptă de Imperiul Roman. Așa cum Burebista rezistase prin diplomație marelui împărat roman Cezar, la fel Ceaușescu dorea să arate că va rezista în fața oricărei mari puteri vecine, cum ar fi fost Uniunea Sovietică. O altă întrebare este de unde oare i-a venit lui Nicolae Ceaușescu această idee a celebrării statului dac. La drept vorbind, istoria dacilor nu are o cronologie foarte precisă, astfel încât niciun istoric nu putea ști dacă, într-adevăr, în anul 1980 se aniversau fix 2050 de ani de la statul lui Burebista. Și astfel ne apropiem de cheia problemei. Ideea acelei mari acțiuni propagandistice nu i-a venit liderului Ceaușescu din vreo carte de istorie, ci dintr-una dintre vizitele externe care lui îi plăcuse cel mai mult. La mijlocul lui octombrie 1971, Nicolae și Elena Ceaușescu fuseseră invitați în Iran, acolo unde șahul Reza Pahlavi organizase manifestări fastuoase pentru celebrarea a 2500 de ani de la apogeul fostului Imperiu Persan, care înflorise pe teritoriul Iranului sub regele Cirus cel Mare. La această sărbătorire au venit zeci de lideri mondiali, regii și reginele Belgiei, Danemarcei, Olandei, Norvegiei, președintele iugoslav Broz Tito era și el acolo, la fel și președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Podgornei și mulți, mulți alții. Ceaușescu a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut în Iran, încât imediat și-a dat seama de valoarea propagandistică a unui astfel de eveniment. Șansa lui Ceaușescu a fost că în anul 1975, Congresul Mondial de Istorie, care avea loc în America, la San Francisco, a acceptat propunerea României ca următorul congres din anul 1980 să fie organizat la București. Iar Nicolae Ceaușescu a decis să profite de prezența istoricilor străini la noi pentru a le da o lecție despre vechimea poporului român. Concluzia acestei povești este o coincidență ce marchează atât manifestarea din Iran, cât și cea din România. La 8 ani de la organizarea celebrării lui Cirus, șahul Reza Pahlavi a fost înlăturat de la putere în anul 1979 printr-o revoluție. Similar, la 9 ani de la organizarea celebrării lui Burebista, și Nicolae Ceaușescu a fost înlăturat de la putere în anul 1989, tot printr-o revoluție. Morala poveștii noastre este aceea că liderii politici pot controla trecutul, dar nu și viitorul. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.